Lipsește tatăl. Dacă sunteți cutiți de pedeapsă, observați aici ce dur. Deci dacă nu primești pedeapsă, concluzia, sunteți niște ficiori din corvie, iar nu fii. Și apoi dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem tatălui duhurilor și să trăim? Căci ei într-adevăr ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei că este bine, dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru ca să ne facă, iată miza, părtași sfințeniei lui. Nu cred că este lucru mai trist, mai catastrofal, mai nenorocit pentru cineva care este credincios, decât să nu fie pedepsit de Dumnezeu, să fie lăsat și a lăsat în voia minților blestemate. Să te tot duci ca pe un topogan direct în iad și tu să crezi că crezi, să crezi că ești copilul lui Dumnezeu, să fii fiul al iadului și să crezi că dacă ești înmatriculat într-o biserică, dacă îi vii la programe și dacă ai făcut misiuni și dacă ești un activist desăvârșit, să crezi că ești al Domnului și să nu fii. Plecați de la mine că nu v-am cunoscut niciodată. Așa că să mulțumim lui Dumnezeu când ne dă din când în când, când obosește cu stânga, dă cu dreapta, și când obosește cu dreapta, dă cu stânga și ne călăuzește și ne duce, și dacă noi tindem să mergem ca omul beat, el ne ține pe cărarea cea dreaptă, din pricina numelui său. Este harul pedepsei lui Dumnezeu. Să fii pedepsit de Dumnezeu este un har, pentru că un har este să fii înfiat, și dacă ai fost înfiat ca fiu, atunci te bucuri și de harul pedepsei lui Dumnezeu. Ce binecuvântată este pedeapsa lui Dumnezeu. Mai bine o clipă de durere decât o veșnicie de durere.